da. Mi-au crescut copiii. Îmi pare atât de rău că n-am putut să vi-l facem de râs. A, bravo. Măi, ce vorbești. Și mie mulțumesc frumos. Acum stați un pic aici să vă spun. El va acompania la pian și numele lui este Dănuț Ion Preda, iar ea este solista melodiei pe care o veți asculta. Maria Popescu este numele ei și îți dau și microfonul. Mulțumim foarte mult pentru gest. Foarte frumos. Băi, Bogdane, dar ce sensibilități ai... Cine te-a învățat chestia asta, bă? Mama. De sensibilitatea lui Bogdan eu nu mă îndoiam, da. Dar îmi pare rău că n-am putut să începem emisiunea asta așa cum mi-aș fi dorit, cu Bogdan așezând copiii și explicându-le ce trebuie să facă. Era atât de comic, era ca un ursuleț agitat, tot așa transpirat. N-am putut de data asta să vi-l arătăm, dar uitați-vă la el cum dirigează. Am o rugăminte pe care o adresez regizorului de emisie. Vă rog să sacrificați o cameră mobilă și să o aveți pe figura lui Bogdan. În timp ce, vă rog din suflet, în timp ce cântă corul. Nu trebuia să-i spuneți că... Nu se poate. El nu se poate abține. Nu e o problemă. Așa că vă rog din suflet, pentru că emisiunea noastră este și de divertisment, nu numai muzicală. Deci, ansamblul Armonia Estudiantina, da, au câștigat locul întâi la Sanremo Junior anul acesta și sunt alături de colegii lor de la Școala de Muzică din Tulcea. Mulțumim frumos că ați venit la noi și vă ascultăm! Da, el e Bogdan, nu uitați camera! Dacă visele curate cândva s-ar împlini, știu că lumea noastră mult mai bună ar fi. Fără ură și războaie și lacrimi care dor, și fără aripi ce se frâng în zbor. Că visul meu de pace cândva s-ar împlini, știu că lumea noastră mult mai bună ar fi. Sunt copil și n-am puterea să schimb acum ceva, dar despre tot ce simt vă pot cânta. Bravo copii, bravo Bogdane, bravo colegii mei instrumentiști,
Foarte frumos. Vă mulțumesc foarte mult, copii. Bravo, Bogdane. Te-am și văzut, te-ai și văzut, te-au văzut și de la Constanța, om te-ai făcut. L-a văzut și Nicu Matei, sunt convinsă de chestia asta. O să ne dea Nicu Matei telefon să ne întrebe cum de promovăm pe post asemenea nu, figură. Nu, nu e adevărat, e mândru că sunt oamenii lui din Năvodari. Cum... Bravo, copii! Mulțumim foarte mult! Am să vă rugăm să vă retrageți. Da.